Al patrulea speaker, Sorin Faur, are o experiență de peste 18 ani în consultanță, resurse umane, conducând proiecte extrem de complexe în următoarele domenii: diagnoză și dezvoltare organizațională, design și optimizarea structurii organizaționale, managementul schimbării, managementul performanței, conceperea strategiei de HR și cultură organizațională. A condus numeroase proiecte, atât la nivel local, cât și la nivel internațional. Au fost implicate 13 țări din Balcani în aceste proiecte. E membru al Comitetului Internațional de HR și este în parte responsabil de dezvoltarea strategiei de HR a întregii organizații BDO la nivel global. Haideți să-l întâmpinăm cu aplauze pe Sorin Faur, viitorul muncii. Sorin Faur! Da. Salutare tuturor, bună ziua! Am fost la BDO, nu mai sunt. Sunt la Academia de HR acum, într-adevăr, poțile pe care le-a menționat Călin au fost adevărate, dar acum sunt la Academia de HR. Și din perspectiva asta vreau să vă povestesc despre trenduri. Nu așa se numește această secțiune, trenduri care modelează mediul economic. Și ca om de resurse umane, vin cu această perspectivă. Noi nu ne dăm seama că suntem într-o paradigmă a modului în care organizăm structura unei companii. Foarte multe lucruri decurg de acolo, din paradigma în care stăm. Și o să vorbesc despre design alternativ, un subiect de foarte mare anvergură, zic foarte, foarte fresh, și anume modul în care proiectăm organizația. Arhitectură de business, ca să spun altfel. Noi suntem obișnuiți cu structurile clasice, să zic, și o să pun pe ecran imediat ce înseamnă structuri clasice. De exemplu asta, o structură clasică. Da, este o ierarhie pe verticală, comandă și control. Eu sunt mai bun ca tine, motiv pentru care stau deasupra ta. You know? Cam asta este logica și în consecință vei face ce spun eu. Sigur, eu acum dramatizez puțin, dar that's the principle. Asta este principiul. Da? Comandă și control. Structură tip militar, veche de mii de ani, că de acolo a apărut, din armată, nu? General, colonel și așa mai departe, până la soldat. Basată pe execuție, fiecare nivel execută ceea ce primește la nivelul superior. Logic, frumos, ordonat, a funcționat mii de ani, funcționează și în prezent. Nu sunt împotriva acestor structuri. Doar prezint structuri alternative și ne gândim ce ne așteaptă. O altă modalitate de a gândi organizațiile mai nou, e adevărat, dar în continuare din zona clasică, să zic, s-a clasicizat, este structura tip matricial, în care avem diverse verticale și diverse orizontale. Da? De exemplu, verticale pe țări și orizontale pe funcții. Am fost într-o astfel de structură. Da? Pe de-o parte, eram membru în bordul internațional unei companii de top cu 80.000 de oameni și coordonam 14 țări, pe de altă parte răspundeam unui CEO de țară, dar și unui CEO la nivel global. Deci o structură matricială. Foarte bune și ele, flexibile, permit și sunt adaptate conceptului de global, adică o companie globală, dar cu poziții locale. Excelent gândite aceste structuri. Again, astea sunt structuri cunoscute și le prezint pentru contrast. Haideți să vedem ce ne așteaptă și structuri pe care le vedem și la Academia de HR, le întâlnim. E adevărat că sunt experimente, nu le pot prezenta ca, știu și eu, daturi, dar vorbim despre trenduri, nu? Deci dacă vorbim despre trenduri, ne uităm în viitor, vedem ce va rămâne, dar momentan sunt discuții despre ce ne așteaptă. Și aici vedeți niște un tabel care ne prezintă aceste avantaje, dezavantaje, nu o să stau mult pe el. Mai mult vreau să ajung aici, provocări. Provocările pe care le avem în momentul de față ne obligă să mergem către alte tipuri de organizații. Nu mai merge nici cu structura pe verticală, nu mai merge nici cu structura matricială. Pentru că ne mișcăm mult prea repede. Și companiile nu mai știu să crească, cresc foarte repede și au oameni în România, în India, peste tot, care nu se văd niciodată. Deci vorbim de virtualizare. Cum facem atunci să gestionăm aceste companii care sunt virtuale, sunt delocalizate, sunt foarte distribuite și cresc, uitați-vă la companie absolut superbă cum este UiPath, da, care a apărut din nimic și a ajuns în momentul de față să fie una dintre cele mai puternice companii din România ca cifră de afaceri, adică a depășit Dacia, Petrom, adică o companie absolut fabuloasă, născută într-un apartament de 3 camere din Delea Veche. Absolut superb. Cum gestionează o astfel de creștere care în 7 ani, da, e incredibil. Ne trebuie un nou model de organizație. Nu mai ține cel vechi. Efectiv nu mai ține, nu rezistă, crapă, se rupe. Da? Și au apărut noi modele. Zic, să le avem în vedere atunci când voi vă construiți organizațiile și companiile, sunteți poate startup-uri aici, companii tinere sau nu, dar poate vă gândiți și la alte modele. Iată ce vreau să vă prezint ca model. Primul model care se discută în piața structurilor, da, și arhitecturii de business este organizația ambidextră. Asta e tip de organizație în care
pe de-o parte, am structura clasică de genul, băi, noi pom de producție, facem șurubul, piuliță, avem strunguri. Da? Și asta se numește organizația de stânga. Dar am și organizația, da, vedeți, alfa sau beta. De ce? Pentru că este rațională. Da, este partea de stânga. Știți, împărțirea creierului în două secțiuni majore, stânga-dreapta. Dreapta este creativă, bazată pe inovație. Și atunci ce spune această organizație? Decât să fac dintr-o organizație de stânga, organizație de dreapta în sensul creativității, nu o să-mi iasă, nu e, nici creativă nu e, nici productivă nu e, mai bine fac conceptul 2-in-1, am o organizație care este numai pe partea de creație și ei se învârtă în lumea lor și organizația numai pe producție. N-am putut să intru toate detaliile acestor organizații, doar vi le propun, le mai căutați și voi. Again, sunt subiecte pe care vi le prezint, cine este interesat, sapă mai adânc. O altă organizație mult mai interesantă însă este organizația 95%, sau organizația de tip fagure. De ce se numește așa? Pentru că organizația de tip management și control pe care vi le-am prezentat la început, cea da, clasică de 2000 de ani, are o problemă. Și anume, care problemă? Pune puterea și actul de decizie în mâna câtorva oameni. 5%, 10%, și anume managerii acelei companii. Da? De la CEO-ul companiei, structurile N-1, N-2, până unde sunt ele. Depinde cât de verticalizată este compania, câte nivele, câte straturi are. Este compania 5%. De ce? Doar ce 5% în general dintre... Da? Nu poți să ai o companie cu 100 de angajați, dintre care 100 de sunt și manageri. Nu poți să ai așa ceva. La o companie cu 100 de angajați, ai 5, 7, 10 manageri. Nu știu, 20 de manageri, dacă, you know, e foarte fragmentată și neomogenă. Dar la un moment dat, câți manageri să ai? Nu poți să ai. Și atunci, înseamnă că talentele pe care din acea companie le activezi sunt foarte puține. Cât? 5%, 10%, 15%, doar ce decizia și direcția companiei este doar în mâna acelor oameni, iar restul sunt doar pe execuție. Compania organizată de tip 95% privește lucrurile altfel, spune, de ce să ratăm 90% din organizație, de ce să nu facem o organizație mult mai flexibilă și mai dinamică? Da? Una în care nu există proceduri, una în care munca în echipă este modus vivendi, una în care angajații au acces deplin la informațiile financiare, una în care mecanismul care face compania să funcționeze este unul de tip social, nu de tip militar și multe alte, o comunitate de comunități. Și aici iarăși vedeți ce se întâmplă. Fiecare angajat poate să fie CEO pe proiectul lui. Adică de ce să fie un CEO? De ce să nu fie 100 de CEO dacă poate să fie? De ce? Pentru că fiecare cu proiectul lui. Sigur, trebuie să aibă capacitatea, inteligența să țină acest rol, dar pe proiectul meu, eu sunt as. Dă-mi voie să fiu CEO-ul proiectului meu. Dă-mi voie să fiu in charge pe acest proiect. Sunt project manager, da. Atunci am această calitate de a decide și de a lua decizii. Și atunci, vedeți, structura de putere se diluează puțin, dar încă o dată se mută mult mai sus, pentru că ajunge la oamenii care până acum nu erau implicați în așa ceva. Este o organizație în care, fără hârtii, transparență, interactivitate, libertate non-ierarhică. Non-ierarhică. Este organică, ca un organism care crește, care se mișcă. Mâna stângă nu mai e importantă decât mâna dreaptă. Eu nu am nici piciorul decât umărul. Sau. Suntem în tot unitar. Iai unui om mâna și s-ar putea să aibă o problemă. Iai două picioare, iai... Deci nu funcționează așa. Deci sunt alte tipuri, de-aia se numesc organice aceste tipuri de structuri. Ele colaborează pentru resurse, dar se pot auto-organiza în orice moment. Sunt ca o celulă care crește și își construiește resurse, iar în momentul în care o funcție încetează, este dizolvată. Pe principiul lui Darwin, nu? Că funcțiile neutilizate, evident, se pierd. Firesc, de ce să țin un departament care nu mai are utilizare? Îl dizolv, îl mut, resursele mut în altă parte. Deci este evident un act de curaj și mult mai multă dinamică internă să faci chestia asta, dar, again, și lumea s-a schimbat. N-aveam internet acum 25 de ani, n-aveam WhatsApp, n-aveam tehnologie din ziua de azi, nu puteam să fim atât de dinamici pe cât putem să fim în prezenți. Aceste modele, evident, au apărut și ca urmare a tehnologiei, deoarece tehnologia a facilitat aceste modele super avansate. Și să știți că foarte multe companii de afară, le-am văzut în state și așa mai departe, unde le-am și studiat, încep să meargă pe modele noi din start. De ce? Pentru că modelele vechi pur și simplu nu rezistă, crapă. Efectiv, nu sunt sustenabile la presiunile pe care le au. Și ne întrebăm ce funcționează mai bine. Pentru că au și curaj să inoveze. Dar unde? Acolo, jos, de tot la bază. Nu doar la produse. Produsul meu e mai mișto și e mai interesant. Asta e o chestie bună. Fă un produs mișto, fă un produs interesant și o să faci bani cu el. Dar dacă și structura organizațională, ce este de fapt organizația? Și cu asta închei. Este un mecanism pe care cineva l-a gândit și l-a creat pentru atingerea unui obiectiv.
Ori pentru produse foarte avansate, mecanismul în sine trebuie să fie avansat de a crea acel produs.